O să mă respingi, oameni. Da. Război în Cotroceni. După ce Național a învins Poliaș, Constantin Iacov l-a înțepat pe antrenorul oaspeților, însă nici Ionuț Popa nu a rămas dator. Popa a zis săptămâna trecută că s-a săturat, că dacă mai bate mult Iașu, va alerga prin parc după bani. L-am scutit de un efort, mai ales că asta vreau să îi întorc domnului Popa, pentru că anul trecut nu era deloc de acord cu demisia domnului Dragomir. Nu-l cunosc, nici nu vreau să-l cunosc. El nu are treabă cu fotbalul, este un tip care nu are treabă cu fotbalul și eu nu pot să cobor la un nivel fotbalistic să vorbesc cu acest, cum îl cheamă? Are nume de sfânt? Iacov sau Iacov? Zău, vă spun. La finalul conferinței de presă, Popa a revenit la subiectul Iacov, fiind din nou ironic la adresa celui care a primit 2500 de euro amendă pentru declarații defăimătoare la adresa lui Dumitru Dragomir. Eu nu-l cunosc cum arată, umbră la costum, tipul său. Da? Deci capitolul Sfântul Iacov este încheiat.